Universitatea din Craiova marchează centenarul României printr-o serie de evenimente, cel mai important desfășurându-se în această perioadă la Facultatea de Științe Sociale, care în parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova și Societatea de Științe Istorice din România organizează conferința națională Unirea Românilor, Deziderat și Finalitate. Conferința națională care se va desfășura la Universitatea din Craiova în urma eforturilor făcute de colegii de la Facultatea de Științe Sociale, astfel încât, timp de 2 zile, să putem dezbate subiecte interesante legate de Marea Unire și de felul în care ea s-a înfăptuit. Sunt 100 de ani de la desăvârșirea statului național unitar sau de la reîntregirea lui, și nici de cum de la fondarea statului național, cum de multe ori se greșește. Îmi doresc ca această conferință națională să impună Craiova pe harta cercetării istorice. Sunt deosebit de onorat să mă aflu alături de dumneavoastră, atât ca persoană, cât și instituțional. Este, din punctul meu de vedere, pentru Muzeul Olteniei un lucru onorant să fie partener într-o asemenea manifestare și foarte important. După cum știți, toate muzeele din țară au un bogat patrimoniu istoric, ca să spun așa, materia primă pentru studiile și cercetările pe care le facem noi toți istorici. Și este foarte important să fim parte a acestei manifestări, să ne cunoaștem mai bine, dumneavoastră care sunteți în mediul universitar și academic, cu colegii mei care lucrează în muzeu, pentru că numai cu ajutorul dumneavoastră, acest patrimoniu deosebit, imens, aș putea spune, pe care îl dețin în muzeele, poate fi fructificat în articole științifice care pot duce la apariția unor noi teorii istorice. În cadrul evenimentului au fost vernisate 2 expoziții de fotografie și artă digitală dedicate centenarului și vor avea loc lansări de carte.